În urma obținerii unei finanțări de aproape 1,4 miliarde de lei pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, operatorul regional SECE Apa Prodesa anunță că de la data de 1 ianuarie 2024 se majorează tarifele privind serviciile pentru furnizare de apă și canalizare. Față de ianuarie 2023, tarifele pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în toate localitățile din area de operare a societății comerciale Apa Prod S.A. Deva vor crește de la 1 ianuarie 2024 cu 1 lei și 29 de bani metrul cub. Astfel, de la 1 ianuarie 2024, prețul pentru un metru cub de apă, inclusiv TVA, va fi de 8 lei și 63 de bani. Pentru canalizare, hunedorenii vor plăti din ianuarie 2024 mai mult cu 61 de bani pe metrul cub de apă menajeră, față de tariful practicat la începutul acestui an. Deci, de la 1 ianuarie 2024, un metru cub de apă menajeră va fi de 5 lei și 60 de bani, inclusiv TVA. Modificarea prețurilor și tarifelor este parte integrantă a contractului de finanțare și s-a făcut cu respectarea procedurilor legale, se arată în comunicatul de presă emis de SECE Apa Prodesa, în care se mai menționează că vă asigurăm că acest proiect va conduce la îmbunătățirea semnificativă a calității apei care ajunge în casele dumneavoastră și vă dorim un an nou 2024 cu bucurii și împliniri.